dimineața, bună dimineața! Ia spuneți, vă era dor de acest sunet? Ce faceți? Cum sunteți? Matinale, matinale? Eu mi-am dat așa două palme peste față și am zis că trebuie să mă trezesc. Dacă voi în fiecare dimineață de luni și de miercuri îmi scrieți când intri și eu vă spun, îmi cer scuze, nu pot. Să știți că a fost o perioadă foarte, foarte aglomerată și încercăm așa să intrăm pe linie dreaptă, da? Și vă promit că o să reluăm diminețile la cafea, chiar dacă sunt puțin întârziată, gen 9, 9 și 10, dar vor fi în continuare luni și miercuri. Bună dimineața, Maria, Violet, bună soare, ia uite ce matinale este, Vio, ia spune, Vio, ce faci? Ți-ai pregătit cafeluța sau ești deja la a doua cafeluță? Știu că tu trimiți cutiile lunii septembrie. Ia să-mi spui cum stai cu treaba. Iulia, bună dimineața! Da, cel mai bun mod de a începe o săptămână productivă. Da, am început, însă a fost promo acela înainte și de aceea nu mă auziți. Acum sper că este ok conexiunea. Bună dimineața și o săptămână minunată. La fel vă doresc. Ia spuneți-mi cum sunteți. Ați avut și voi o perioadă aglomerată cu cămara, cu pregătirile pentru iarnă. Acum știu că este culesul viei și părinții mei culeg via. Și în curând o să ne liniștim și o să stăm așa liniștite în adevăratul sens al cuvântului. Bună dimineața, Aurelia, Monica, Daniela. Mă bucur tare mult pentru că sunteți alături de mine, pentru că am aici să vă arăt câteva lucruri interesante. Bună dimineața, Mihaela, Cami. Da, știu că vă era dor pentru că în fiecare dimineață primesc mesaje și încrapă obrazul de rușine, dar am zis, haideți, o să mă mobilizez și o să intru și o să vă arăt, așa cum v-ați obișnuit deja, proiectele la care eu lucrez. De asemenea, o să vă prezint în continuare paginile, așadar, dacă aveți o pagină, dacă sunteți creatoare de frumos și lucrați și la comandă, aștept link-uri cu paginile voastre în privat, pe pagina mea de Facebook, tutoriale de croșetat și tricotat. Acolo o să intru eu pe linkurile respective, o să-mi aleg câteva poze și exact așa cum v-ați obișnuit, în fiecare dimineață o să prezint o pagină, pentru că așa este frumos să ne cunoaștem între noi și dacă avem nevoie vreodată la o ocazie de un anumit produs, să apelăm la o persoană pe care deja o cunoaștem. Flori, bună dimineața! Daniela, da, iubita mea, ce surpriză! Ea spune, Daniela a făcut un cardigan extraordinar de frumos, un alt cardigan extraordinar de frumos, pentru că v-am prezentat o parte din munca ei în alte live-uri și a făcut de data aceasta un cardigan cu floricele extraordinar de frumos și în ton cu moda. Mariana, bună dimineața! Aurelia, mă bucur tare mult! Steluța, bine ne-am regăsit, da? O regăsire frumoasă! Mulțumesc frumos, Carmen! Poftă bună la cafea și ție! Deci cine nu și-a făcut cafeluța, îl invit să o pregătească! Bună dimineața! Poftă bună la cafeluță! Bună dimineața, Angela, Gabriela! Ce zici, Vio? Sunt la prima cafea și beau cu voi și mă apuc de muncă după, aștept fetele. Așteaptă fetele fire frumoase, da? Am văzut că tu ai început să primești fire pentru toamnă, pentru iarnă, firele acelea minunate pentru cardigane și așteptăm și de la tine să ne faci niște live-uri cu firele, da, să le vedem așa la lumina naturală. Mariana, bună dimineața, poftă bună la cafea. Elena, te pup, o săptămână frumoasă și vouă. Și înainte de toate, înainte de a vă arăta la ce lucrez eu, vreau să-mi scrieți ce aveți voi în lucru pe Andrele pe croșetă. Maria, ce ne scrii? Am găsit două pisicuțe lângă casa mea și le-am luat să am grijă de ele, Freddy și Oscar. Îmi făcuseră în sfârșit curat în fire, dar se pare că trebuie să-mi fac din nou. Te felicit din tot sufletul pentru gestul tău. Să știți că eu nu sunt de acord cu persoanele care își cumpără animale de companie, mai ales foarte, foarte scumpe, din moment ce sunt atâtea suflete neajutorate pe străzi și putem să avem grijă de ele. Te felicit din toată inima pentru gestul tău și să vezi ce fericire o să-ți aduc aceste două pisicuțe și eu abia aștept să-mi aduc pisicuțele aici la București. Încă sunt la mama mea pentru că va trebui să mergem în weekend-uri pe acolo și când o să vină frigulețul o să le aduc
pe amândouă, pentru că pe lângă Kira a apărut și San, pe care am recuperat-o de pe șosea, era să o calce mașina, și uite că San și cu Kira sunt două surori care se iubesc foarte, foarte mult. Alina, bună dimineața, ce surpriză! Zi frumoasă să ai, pupici, strimi și eu ție milioane, vă trimit tuturor. Mihaela, te pup, Olimpia. Bună dimineața, Cătă, cum să spun, bună dimineața. Când reîncepeți vise împletite? Ei, aceasta este o surpriză și o să vedeți în curând. Nu am voie să vorbesc fără Vio. Acolo suntem împreună și o să vă facem o surpriză cât de curând, da? Cât de curând. Te pup, Mihaela, te pup. Carmen, bună dimineața. Luni am zi liberă, așa că sunt aici o zi faină tuturor. Dacă ai o zi liberă, înseamnă că o să ne bași și câteva tutoriale pe canalul tău, da? Carmen a publicat recent un tutorial la un raglan fantastic, o bluziță extraordinar de frumoasă și vă invit să intrați pe canalul ei, Carmen Kniz, ca să vedeți despre ce este vorba, pentru că și-a dat toată silința să iasă o piesă vestimentară, din punctul meu de vedere, perfectă, și te felicit din toată inima. Ana, bună dimineața, ieși tu pe frecvență. Bună dimineața, mă bucur tare mult pentru că suntem într-un număr atât de mare. Mihaela, bună dimineața. Unde ești, nu cunosc locația, sunt în bucătărie. Sunt în bucătărie, nu cunoașteți locația, am făcut aici niște modificări, nu prea am lumină foarte, foarte bună, dar am zis că ne descurcăm. Important este să ne auzim. Mirela, bună dimineața! Haide să vă arăt ce am eu în gentoi ăsta, pe care l-am luat în geanta mea minunată, această geantă pe care eu o iau întotdeauna cu mine atunci când plec. Ce credeți că am eu aici? Ce v-am promis eu că o să realizez în curând și este mare, mare, mare. Ia uitați. Am aici hanoracul lui Sophie, care mai am foarte, foarte puțin și îl termin. Nu știu dacă se vede foarte bine la această lumină, dar eu mi-am salvat și o poză. Imediat vă arăt ca să vedeți ce culoare minunată are la lumină naturală. Ia uitați, acesta este stadiul la care eu am ajuns cu hanoracul lui Sophie. Am făcut fața, spatele și o mânecă și voi continua cu cealaltă mânecă. Apoi voi finisa și în partea de jos, după care voi face și o glugă sau un guler, depinde ce dorește copilul. Iar în față, bineînțeles, un buzunăraș exact așa cum au hanoracele. Este un hanorac oversize, care poate fi purtat pe dedesubt cu un tricou. Și am, vedeți, ce înseamnă lumina naturală. Aseară am făcut poza înainte să plec. Ia uitați cât este de drăguț, da? Deci este destul de mare. Să știți că mi-ar veni și mie la mâneci, ar fi scurt. Stați așa să-l pun. Eu sunt foarte încântată, este foarte, foarte moale, 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 moale. Îl lucrez cu o croșetă de 3,5 mm și să vă spun și ce fir folosesc. Folosesc firul pe care vi l-a pus Vio în cutia lunii septembrie, Cotton Gold Tweed de la Alize, un fir extraordinar de drăguț cu picățele și în același timp l-am combinat cu Cotton Gold Batik, am avut eu niște resturi prin casă. Și am zis că nu le voi irosi, ci le voi folosi la acest cardigan. Cotton Gold Tweed are 100 de grame, 330 de metri. Imediat vă spun cu ce ne recomand aici producătorul să lucrăm. Cu croșetă între 2 și 4 și v-am spus că eu am ales o croșetă de 3,5 mm ca să... astfel încât să fie foarte moale, să nu fie bățos. În funcție de tensiunea cu care lucrați, trebuie să faceți un eșantion, pentru că sunt persoane care lucrează foarte strâns, de asemenea sunt persoane care lucrează foarte larg, iar eșantionul este baza. Eu am 6 astfel de bobine. Vio i-a făcut cadou de ziua ei Sofiei un pachet, iar apoi mai mi-a dat o bobină separat, mi-a zis să îmi ajungă și o să-mi ajungă inclusiv să-mi fac și eu un cardigan, pentru că o să rămână, am combinat și o să rămână. Până în prezent, două, mi-au intrat aproape 200 de grame de Cotton Gold Tweed și cam tot atât de Cotton Gold Batik. Da, este foarte drăguț.
Vedeți, am făcut niște scăderi la mânecă astfel încât să se așeze foarte bine și în același timp să nu strângă, să nu fie incomod, să putem să punem o maletă, o helancă pe dedesubt, o bluziță, v-am spus. De aceea este așa lărguț. I-am făcut proba și Sofie este foarte, foarte încântată și vă sfătuiesc că atunci când lucrați pentru altă persoană să faceți proba pe persoana respectivă, dacă se poate, dacă nu, să o puneți să se măsoare. Iar în acest sens aveți la Vio pe canal un tutorial foarte bine explicat cum se iau corect măsurile, pe care după ce voi termina acest live voi pune linkul în descrierea live-ului meu, ca să vedeți, pentru că eu nu știam înainte și habar nu aveam de unele artificii. Prin urmare, anumite bluzițe pe care eu le-am făcut la început sunt scurte la mânecă. Așadar, dacă vreți să știți toate secretele, intrați la Vio pe canal și vedeți acel tutorial cum luați corect măsurile atunci când croșetați sau când tricotați. De săptămâna aceasta eu intenționez să termin și cea de-a doua mânecuță, iar apoi v-am spus să fac marginea de jos și la gât, dacă dorește copilul, guler sau glugă. Bun. În timp ce scotoceam prin ceea ce aveam eu la Oltenița, pentru că și acolo am foarte multe fire, o să vă arăt ce am găsit imediat. Apropo, înainte de a vă arăta ce am găsit, haideți să vă arăt schița pe care mi-a făcut-o Sofie atunci când mi-a zis vreau hanorac. Da, ca să vedeți și culoarea reală a acestui fir minunat, Cotton Gold Tweed. A scris și eu imediat vă citesc. Elena, bună dimineața, draga mea, te așteptam cu nerăbdare și îți mulțumesc că ai reușit să intri în direct cu noi. Îmi era dor să bem cafeaua împreună și mie la fel, v-am spus, v-am dus dorul. Valentina, bună dimineața. Și la mine este aceeași bucurie, chiar dacă eu nu vă văd, vă simt aproape de mine. Iar în momentul în care mi se umple aici bara cu comentarii, este foarte bine. Laura, bună dimineața. Maria, bună dimineața. Miha, bună dimineața. Mulțumesc frumos, draga mea, și tu la fel. Este o săptămână foarte aglomerată și avem foarte multe planuri. Haideți să vă arăt ce... De fapt, n-am voie să vă arăt, dar pe lângă faptul că voi termina acest hanorac, am aici, stați așa, un proiect pe care o să-l regăsiți în cutia lunii octombrie, unul dintre proiectele din acea cutie, pentru că vor fi mai multe proiecte și vă asigur că este ceva inedit. Eu am o culoare superbă, iar culorile pe care vi le ales eu pentru a vi le pune în cutii sunt la fel de superbe. Stai aici, surpriză frumoasă. Așa. Și am zis că vă arăt ce am mai găsit, ce am început eu. Ce am început eu, cred că are 2 sau 3 ani și uite că l-am regăsit și este potrivit pentru această toamnă. Începusem eu să-mi fac o vestă și din câte mi-amintesc, eu cred că ăsta este ceva tot de la Alize, Vio, poate mă ajut tu, are o denumire ceva cu 800. Este un fir subțirel. Are lână, dar și altă compoziție și are 800 de metri, dar nu mai țin minte cum se numea. Și ia uitați, cu croșeta de 2 mm, pentru că am fost inspirată și mi-am scris acest detaliu în punguța unde am găsit firele. Am început această vestuță pe care o voi termina pentru că este păcat. Am aici firele, mai mult ca sigur îmi vor ajunge pentru că este un fir foarte subțire și are metrajul foarte, foarte bun. Eu mi-am scris pe hârtie croșetă de 2 mm, firul are 800 de metri, dar nu am mai scris firul. Știu că este de la Alize. Bun, deci asta e ceea ce am găsit, da, a început cu siguranță acum 2 sau 3 ani și vedeți, de aceea este bine atunci când începeți ceva să vă notați totul pas cu pas și să și terminați, să nu lăsați de pe un sezon pe altul sau cum am făcut eu de acum 2-3 ani. Te pup, Mihaela. La Londra este 7, da, și un pic, așa este. Bună dimineața, mădă! Ce faci? Cum te simți? Florentina, bună dimineața, o săptămână frumoasă! Lucrez la seturi de poșețele, portofel și păpușică breloc din piele croșetate. Da, Ana, am văzut foarte, foarte frumos, deci mi-au plăcut la nebunie acele seturi.
să intrați la, pe pagina Anei Fei Retails Dolls și să vedeți ce minunății poate să facă, iar acele păpuși breloc și păpușile tale de buzunar sunt o adevărată încântare, chiar dacă ești adult. Deci acea păpușică mi-aș dori să o am și un buzunar. Este o încântare, este o bucurie să pui mâna pe păpușica aceea micuță. Și am văzut seturile tale extraordinar de frumoase cu portofel. Bravo, felicitări, îți doresc spor la treabă. Am terminat cardiganul Vespa, urmează să încep Vesta pentru un bunic. Bravo, Alina, bravo! Cardiganul Vespa care a fost în cutia lunii septembrie. Mă bucur tare mult, uite să ne trimiți poze, da? Să arătăm fetelor miercuri când o să intru la cafea. Și Vesta pentru un bunic, te felicit din tot sufletul pentru că te-ai alăturat campaniei umanitare, campanie anunțată de Vio. Pentru cine nu știe despre ce este vorba și vrea să facă o faptă bună, intrați pe canalul Violetei și vedeți ce a postat ea sâmbătă, da? Este un proiect de suflet, un proiect minunat și mă bucur tare mult să văd că v-ați mobilizat într-un număr foarte mare. Și dar din dar se face rai. Dacă nouă ne merge bine în perioada aceasta sau mai puțin bine, trebuie să vă gândiți că sunt persoane care au nevoie de ajutorul nostru. Și dacă putem să le aruncăm o mână așa și să îi îmbrăcăm la propriu, mai ales că vorbim despre bunicii noștri, să o facem negreșit. Deci intrați pe pagina, de fapt pe canalul Violetei și vedeți, acolo vă explică cum puteți să ajutați să îmbrăcați un bunic sau o bunicuță. Miha, eu am în plan un playlist pentru Crăciun. Primiți colinda? Primim așa de vreme, primim cu colindul. Așa am început și eu cu Vio anul trecut. Am lucrat din timp la jucăriile pe care noi le-am lansat, de fapt pentru kiturile de Crăciun. Și foarte bine am făcut. Vă reamintesc că acele scheme sunt în continuare valabile. De asemenea, firele le găsiți tot la Vio în magazin. Și ar trebui să ne pregătim din timp. Ați văzut, se termină luna septembrie acum în curând, începe octombrie și o să treacă atât de repede și trebuie să ne pregătim din timp cu cadouri pentru cei dragi, pentru familie, pentru prieteni, pentru că aceste cadouri sunt binevenite, sunt făcute din suflet și din experiență am văzut că sunt și foarte bine primite. Bine că mă ții în căști, acolo să rămân, da? Vio lucrează la Vesta pentru proiectul umanitar Îmbracă un bunic. Am văzut că ai fost plecat două zile, te-ai relaxat puțin, dar nu așa pur și simplu, ci cu o carticică și cu Andrele și ai lucrat la acest proiect umanitar. Te felicit din tot sufletul. Avem nevoie de oameni care trebuie să se implice în această societate care este puțin bolnavă și ar trebui să o impulsionăm așa să își facă să-și revină puțin câte puțin. Chiar dacă aveți impresia că anumite chestii sunt inutile, să știți că ele contează. Contează să ne implicăm foarte mult. Diana, bună dimineața! Valentina, am terminat o păpușă și aștept să vină firele de la Vio pentru un cardigan. Lana Gold Classic, Valentina, ce lucrezi acolo? Eu am început să lucrez o vestă pentru bunici, mă bucur, Aurelia. Aurelia, ești o persoană minunată, din câte am putut eu să observ, din interacțiunea noastră așa online și ceea ce postezi tu pe profilul personal. Și te felicit din tot sufletul. Avem nevoie de oameni cu suflet care să pună umăr la umăr pentru acest proiect. Și eu zic că o să iasă foarte frumos. Daniela, lucrez cu mare drag la o vestă pentru campania Îmbracă un bunic pe care o desfășoară Vio. Vedeți ce v-am spus? Foarte multe fete s-au mobilizat. Deci eu în momentul în care s-a publicat acel videoclip, a fost o greșeală, trebuia să publice a doua zi, sâmbătă, la ora 11 și s-a publicat vineri seara la ora 23 și nu mi-a venit să cred câte persoane se uitau și câte persoane comentau că vor să participe la acest proiect care nu are cum să nu te atingă, pentru că fiecare am avut sau avem încă în viață norocoși bunici și trebuie să avem grijă de ei, da? Bună dimineața! O săptămână cu mult spor și sănătate. Vă mulțumesc asemenea. Bună dimineața, Doina! Alina, mă bucur mult să te văd. O săptămână minunată îți doresc. Te pup, Alina. O să le arăt fetelor miercuri ce cadou minunat am primit de la tine. Alina este
o persoană tare talentată și cu suflet mare, care lucrează niște produse. Eu sincer n-am mai văzut ceea ce mi-a trimis Alina. Vă țin cu sufletul la gură până miercuri, pentru că trebuie să fac și niște poze ca să vă arăt ce cadou minunat am primit eu de la această fată minunată, talentată, care sper că va avea un drum foarte frumos în această lume handmade, pentru că noi merităm. Atunci când începem ceva, care pur și simplu cu mânuțele noastre realizăm acele lucruri, trebuie să ne apreciem, în primul rând noi, pe noi, și să încercăm să ne facem apreciate și în mediul online, pentru că este loc, o să vedeți. Marcela, bună dimineața! Cum este acolo la tine, Marcela? Eu lucrez două vestuțe pentru bunici, cum ne-a sugerat Vio, și sper să am spor. Elena, te felici din tot sufletul. Deci tu lucrezi două vestuțe, super, super! Florica, bună dimineața! Da, iubita mea, și mie mi-a fost dor de voi și sper să ne țină Dumnezeu sănătoase și să ne întâlnim în fiecare luni și miercuri și să povestim așa pe scurt ce avem noi în lucru pentru săptămâna aceasta. Carmen, este zi de filmat, foarte bine. Mariana, bună dimineața! Alexandra, bună! Bună, Alexandra! Cred că ești la birou deja, nu? Cardiganul Sofiei, super, vă mulțumesc tare mult! Bună dimineața, da, și în reluare este foarte bine, foarte multe dintre voi plecați la serviciu, sunt multe care lucrează de acasă, alte persoane au treabă prin curte, cine locuiește la casă, dar am văzut că vă uitați și în reluare și vă mulțumesc din suflet. Da, este un cardigan cu cardigan Hanora, cu culori vii, superbe. Eu am mai multe proiecte. Vesta Gini pentru proiectul Gabrielei. Super! Deci eu am crezut că o faci pentru tine, Carmen, că mi-ai arătat. Vesta Gini de la mine de pe canal. Este deja publicat tutorialul. O vestă simplu. Deci este simplă, dar în același timp de efect. Deci cine dorește să facă vestuță croșetată, găsi și la mine pe canal Vestuța Gini. Ce mai e în lucru? Un cardigan pentru finuța mea, o pătură care va pleca tot la Gabriela Marin pentru proiectul ei. Bravo, te felicit! Și o felicit și pe Gabriela Marin pentru că se implică în aceste proiecte și o să vezi, Gabriela, totul o să fie bine. Deja foarte multe doamne cu suflet mare s-au mobilizat și o să primești foarte multe vestuțe, pentru că din câte am înțeles de la Vio până acum, Gabriela lucra singurică și foarte puține persoane puneau umărul la proiectul ei. Și mă bucur tare mult pentru că Vio s-a implicat și a reușit să vă mobilizeze, pentru că este important ca aceste proiecte să fie auzite și să fie cunoscute. Da? Iar când un om atât de minunat încearcă să realizeze lucruri mărețe, trebuie să punem mână de la mână, da? Să ne unim și să facem lucruri frumoase. Ana Maria, bună dimineața, o zi minunată, vă pup! Îmi place și mie, v-am spus ceea ce am început pentru Sufi și o să-mi fac și eu. Gina, te pup! Încă în concediu? Salutări de la Rulmentul Alexandria, deci ești la muncă, să ai o zi minunată. Cristina, lucrez la Vesta pentru îmbrăcăm un bunic și mai am pe Andrele Vesta Vespa. Bravo, fetelor, bravo, hărnicuțele mele, foarte frumos și culorile din combinație sunt super. Este super hanoracul, vă mulțumesc! Arăți foarte fresh azi, pupici, mulțumesc, dragă. Pe ce am făcut înainte? Mi-am dat așa două palme pe față, țac, 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 să vă trezesc. Am ajuns destul de târziu aseară și eram obosită, dar puțin ne intrăm așa în linie dreaptă. Este foarte greu pentru că Sofie nu mai învață dimineața și o lasă doarmă mai mult, învață după amiază și de aceea aveți această transmisiune din bucătărie. Mi-a zis mami să mă trezesc și pe mine mâine dimineață, dar nu am făcut-o, o să fiu certată. Mai avem încă 5 pisici, dar încă 2 nu strică. Bravo, Maria, bravo, ești un om cu suflet mare. Într-adevăr nu strică și o să vezi că vor fi primiți de ceilalți foarte bine. La început vor fi puțin reticenți, dar se vor obișnui. Și eu am 6 căței, iar acum lucrez la un cardigan XXL cu alizela Nagol Classic, cod 111 și 359, lungimea 120 de centimetri. Maria, foarte exactă, bravo, mulțumim pentru informații. Este foarte frumos hanoracul, culori frumoase.
Mulțumesc frumos, Gina, și voi sunteți minunate și drăguțe cu mine. Foarte frumos, da? Haideți să vă arăt ce o să public eu azi la ora 18. Săptămâna trecută v-am arătat că am început o bluziță cu mătasa naturală pe care am primit-o cadou de la Ramona și am făcut și un tutorial. Am continuat, de fapt, acest tutorial, îl găsiți în seria 100 de modele de croșetat. Este modelul numărul 47 și am început să lucrez la această bluziță care este minunată, minunată. Această mătase naturală este prima dată când am acest fir în mână. De fapt, prima dată când lucrez cu mătase naturală, se așează extraordinar de bine pe corp. Este foarte, foarte moale, necesită călcare, da? Trebuie să o călcați. Eșantionul acesta l-am călcat puțin. Pur și simplu nu simți această mătăsică pe piele. Și am zis să fac o bluziță, să vedem cum o să iasă, cu mânecă 3 sferturi sau lungă, pentru că am 6 bobine, ori 50 de grame, 300 de grame, 1200 de metri. Și din câte știu eu, 1200 de metri îmi ajung pentru o bluziță cu mânecă 3 sferturi. Dar să vedem, să vedem, da? Și am început, acesta este spatele. Așa, și o să continui. Găsiți modelul la mine pe canal, este modelul croșetat 47, l-am publicat săptămâna trecută și mai am o surpriză pentru voi. Un model pe care l-am găsit, am avut îngerii mei păzitori, pentru că am așa o echipă care mă ajută întotdeauna să găsesc modele interesante pentru voi, dar să le și înțeleg și să le și adaptez la firele noastre. Pentru că, v-am mai spus eu, sunt foarte multe modele, diagrame pe internet, însă, având în vedere că ele sunt făcute de fete care locuiesc în străinătate, sunt făcute cu firele care se găsesc în țara respectivă. Și de fiecare dată avem probleme, în sensul că nu se potrivește numărul de ochiuri de lanț, nu se potrivește numărul de piciorușe duble. Trebuie să adaptăm pentru firele care se găsesc la noi în țară. Și diseară o să apară la mine pe canal modelul croșetat numărul 48. Vă arăt întâi schema. Un model foarte, foarte frumos, care merge la bluzițe și puteți să vă faceți de pe acum o bluziță foarte frumoasă pentru Crăciun sau pentru Revelion sau chiar o rochiță. Și o să vă arăt și mostra. Ce părere aveți? Cum să pun eu așa să se vadă că este deschisă culoarea? Acest roz, un roz bombonică, eu am folosit pentru această mostră Bella de la Alize, varianta îmbunătățită de 100 de grame. Firul îl găsiți la Vion Magazin, este un fir extraordinar de calitativ, este bumbac 100%. Am utilizat o croșetă de 2,5 mm și îmi place la nebunie cum iese. Am călcat această mostră, deci să nu vă speriați în momentul în care croșetați că aici trage puțin, că în partea alaltă mai trage puțin. Încercați să ajustați din tensiune, mai ales atunci când terminați cu piciorușe duble, înălțați bucla aceea și o să vedeți că totul iese la perfecție. Iar după ce o să și călcați, o să fie exact așa. Deci acesta este modelul pe care eu îl voi publica diseară, modelul croșetat numărul 48. Și vă invit să vizionați tutorialul, chiar dacă nu vă apucați în momentul acesta să croșetați. Mă lăsați acolo pe mut, da? În bară, și vă faceți treburile, ca zice. Important este să știți că acest model a apărut. Și dacă doriți să vă faceți o bluziță superbă, ia uitați ce idee, cu un roșu pentru Crăciun sau o rochiță, aveți acest model minunat. Îmi place la nebunie, o să încep și eu o bluziță, pentru că am 5 bobine din acest fir. Haideți să văd ce ați mai scris și să mai servim o guriță de cafea. Te pup, Gina! Ramona, bună dimineața! Uite, te salută și pe tine, Vio! Ramona, eu lucrez la o bluziță din macrame. Bravo să ai spor! Bună dimineața, Florentina! Apropo de macrame, am primit și eu de la un vecin. Are firele acestea, macrameul acela vechi, de cred că are vreo 20 de ani, poate și mai mult. Am primit niște fire din macrame și intenționez să fac
ceva foarte frumos, o să vă dezvălui la momentul potrivit, pentru că am să vă anunț ceva, dar aștept întâi să se finalizeze, să fie concret, 100% adevărat și abia apoi o să mă laud în ghilimele, da? Deci am și un lucru ceva din macrame. Bună dimineața cu întârziere, te pup, te pup! Corina, bună dimineața! Te pup, Mari, te pup și te îmbrățișez cu mare drag. Carmen, azi filmez tutorial pentru cea mai simplă căciulă tricotată, pentru a-l ajuta pe băiatul din Oradea, nu mai rețin numele, care tricotează pentru a se întreține. Foarte bine, foarte bine, are nevoie de acest tutorial. O să vă spună Vio mai multe în următorul ei videoclip, pentru că sunt multe, aveți multe de aflat. Bună dimineața tuturor, o săptămână cu spor în toate doamnelor, așa să fie. Puțin pe fugă, restul după masă în reluare, fiind la serviciu am vrut doar să vă salut. Te pup, Doina, să ai o zi frumoasă. Așa este, Florica, Lana 800. Da, Lana 800. Asta. Bravo, mulțumesc. Da, proiectul acesta a început din 1900 toamna. Da, Lana 800 se numește, mulțumesc frumos, fetelor. Mi-ați resuscitat creierul. Elisabeta, bună dimineața din Iordania, te pup, te pup. Bună dimineața, te așteptăm cu drag, lucrez la o vestă pentru bunici. Vedeți, v-am spus, foarte multe fete s-au mobilizat. Bună dimineața și aici. O zi frumoasă și o săptămână binecuvântată. La fel îți doresc și eu ție, Simona, acolo în Germania unde ești. Îți mulțumesc tare mult pentru pozele pe care mi le trimiți dimineața și pentru salutul tău. Este foarte important atunci când cineva îți trimite, așa cum face Simona, o zi frumoasă și toate salutările de aici, cum scrie mă ea, de aici din Köln, da? Este în Germania. Eu lucrez la o păturică și o pereche de cizme și am scris lui Vio să-mi trimită fire ca să mă apuc și eu de vestă. Bravo, să ai spor. Salutări și din Columbia. Salutări. Bună dimineața din Iordania, o săptămână binecuvântată. La fel vă doresc și eu. Alina, fata cu, cum zici, mă? Fata cu gentuțe, nu? O vestă, o am gata pentru bunici, o începe a doua. Bravo. Bravo, draga mea. Bună dimineața, Elena. Bună dimineața, am început să lucrez și o vestă pentru bunici. Vio, vezi ce ai făcut? Câte fete s-au mobilizat. Bravo, vă felicit. Ana, felicitări pentru acest proiect. Nu știu dacă reușesc să lucrez și eu, am foarte mult de lucru, dar vă felicit, sper din suflet să reușesc. Ce fir ne sugerați pentru vestă? Presupun că ceva lână. Da, ceva lână, vă explică Vio în videoclipul acela cu campania umanitară. Puteți de asemenea să o întrebați și în privat pe experta noastră în fire, da? Mădă, ce zici? Ce-ai pățit cu mânuța? Da, nu poți să miști degetul. Injecție foarte dureroasă, cred că ai ceva la nervi, nu? Dar încă nu poți să faci nimic cu degetul mare de la mâna dreaptă. Îmi pare foarte rău, sper să îți revii. Of, foarte multe probleme intervin și trebuie să fim puternice, mai ales psihic, ca să putem să trecem. Cu toate am avut în viață anumite momente și e bine să fim încrezătoare, da? O să reușești, o să vezi, o să se rezolve totul. Violet, eu azi filmez unboxing cutia septembrie, mai avem 3 cutii, Clau, cine le dorește? Wow! Deci mai sunt 3 cutii din cutiile lunii septembrie. Am avut două proiecte foarte mari și foarte complicate în același timp, frumoase, proiecte măricele și... Într-adevăr, a fost o provocare. Abia aștept să vă arăt și eu ce am lucrat pentru cutia lunii septembrie. Așadar, cine mai dorește, mai sunt 3 cutii disponibile. Și cu această ocazie vreau să vă mulțumesc din suflet încă o dată pentru toată susținerea voastră. Și este foarte important că sunteți alături de noi în acest proiect, un proiect ambițios, care a fost lansat în martie și Vio, nici noi nu ne așteptam că, uite, fetele vor fi în fiecare lună alături de noi și își vor arăta astfel recunoștința pentru munca noastră. Ne înclinăm în fața voastră și vă mulțumim încă o dată. Să știi că azi noapte am visat. Ce ai visat? Eram împreună în excursie. Tu cu mine? Ah, super! Păi, să știți că și eu am visat. Dar eu visam să mergem împreună în excursie așa și să croșetăm sau să tricotăm toate, dar
O să vedeți că o să facem și acest lucru. Bună dimineața, Daniela, s-ai spor la lucru. În sfârșit am reușit să fiu cu voi în direct. Carmen, te pup. Mari, bună dimineața și eu te pup. În această săptămână mi-am propus să lucrez. De fapt, să încep toate cele trei scheme cumpărate de la Vio. Nu am răbdare să le lucrez pe rând. Foarte bine, Mariana, dacă le începi pe rând și lucrezi în fiecare zi și ți-i programezi, acum lucrez asta, mai târziu asta și așa mai departe, este foarte bine. Și eu ați văzut 1, 2, 3, 4 proiecte la care lucrez în același timp. Dorm cu schemele lângă pat. Este foarte bine. Eu lucrez cardiganul tricotat cu model Smeură. Îți mulțumesc pentru tutorial, Diana. Bravo, să ai spor. Maria, mi-am cumpărat alize cașmira pentru un fular și niște mănuși. Lucrez de o săptămână la fular și tot nu l-am terminat. Hai să ai spor, cu siguranță îl vei termina. Când o să vină vremea să-l porți, o să-l ai. Mihaela, bună dimineața. Mihaela, cealaltă Mihaela noastră, corespondenta noastră pricepută. Lucrez la un cardigan de toamnă. Sper să-l pot purta toamna aceasta, având în vedere iarna de afară, cu modelul pătratul bunicii învățat de la tine. Bravo, abia aștept să văd. Abia aștept, m-ai făcut curioasă. O săptămână ușoară să aveți. Mulțumesc la fel, Ani, bună dimineața. Lidia, Rodica, să aveți o săptămână cu spor și voi. Ani, te salut cu drag. S-au încărcat foarte multe comentarii. Bună dimineața, super modelul. Cred că vă referiți la modelul numărul 48, pe care, repet, îl voi publica diseară la ora 18 sau 18:30. O să mă gândesc, dar o să-l găsiți. Când o să veniți de la serviciu, o să găsiți tutorialul. Bună dimineața, mă bucur că am putut să vă prind. V-am urmărit doar în reluare. Vă urez o săptămână ușoară. Adriana și eu ție la fel. Bună dimineața, o săptămână minunată și de la Virginia. Ce ne zici, Miha? În Italia să folosești șalurile pentru bunicuțe. Dar sunt foarte bune și șalurile, dar numai pentru bunicuțe și pentru domnițe și pentru domnișoare. Foarte bune, mai ales în perioada aceasta. Și apropo de asta, să știți că la mine pe canal găsiți, cred că, 4 sau 5 modeluri pentru șaluri croșetate. Și vă spun și un secret, ca să aveți un șal foarte frumos, soțul meu pleacă la serviciu. Ca să aveți un model foarte frumos, trebuie să folosiți o croșetă, un număr mai mare, astfel încât lucrătura să nu fie bătută, ci să fie foarte lejeră. Cum am făcut eu la acest hanorac. Dacă foloseam o croșetă de 2 mm, ieșea foarte bătut și automat că era foarte incomod. Felicitări pentru inițiative și pentru tot ceea ce faceți. Felicitări, mulțumim. Vio are tot meritul, pentru că datorită ei campania aceasta a fost cunoscută de și mai multe persoane. Și v-am spus, insist să intrați pe ultimul ei tutorial pe canalul ei, să vedeți cum puteți să ajutați un bunic sau o bunicuță tricotând ceva frumos. Bună dimineața, o săptămână frumoasă, pa, pa. Soțul meu face semne aici, da. Este foarte amuzant, mă face să râd. Pa, 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 pa. Să ai o zi minunată. Bună dimineața, o săptămână frumoasă și reușită. Vă îmbrățișez. Mirela, bună dimineața, draga mea, poftă bună la cafea și o zi frumoasă și o săptămână liniștită. La fel vă doresc și eu vouă. Și să mai luăm o guriță de cafea. Cred că sunt foarte amuzant aici unde m-am... Unde am intrat eu în bucătărie, mi-am tras masa în față, ca să am în spate. În fine, nu mai contează, important este că ne-am văzut. Deci v-am spus, eu mi-am notat pe hârtie ceea ce o să fac săptămâna aceasta. O să termin unul din proiectele lunii octombrie. Și reamintesc că mai sunt 3 cutii cu cutia lunii septembrie. O să public modelul numărul 48. Vedeți, am ajuns aproape la jumătatea seriei, 100 de modele de croșetat. Așa, deci modelul se publică diseară. O să termin hanoracul lui Sophie. Doamne ajută! O să continui să lucrez la bluzița Ramona, pentru că așa o să se numească bluzița din mătase. Firul este primit de la Ramona și bluzița o să se numească bluzița Ramona. Și poate că o să fac și 2-3 rânduri la această vestuță. Poate, cu ajutorul lui Dumnezeu, poate că o să fac foarte multe proiecte. Foarte multe proiecte. Ia să vedem ce mai este aici. Foarte frumos, foarte frumos. Vă mulțumesc din suflet pentru că ați fost alături de mine și ați servit cafeluța. Eu mai am o gură.
Uite, și Petruța ne pupă din Irlanda. Mă bucur. Mădă, mulțumesc pentru vorbele frumoase de încurajare, Clau. Da, trebuie să fim optimiste, da? Totul o să fie bine, să gândim așa, pentru că acest creierașul nostru are acolo niște rotițe și funcționează exact așa. Gândim bine, se întâmplă bine. Dacă suntem pesimiste, nu merge totul bine. Deci orice s-ar întâmpla, trebuie să vedeți o rezolvare, o rezolvare. Denisa, îți mulțumesc tare mult pentru cuvintele frumoase. Bun, fetelor, nu vă mai țin. Mai am o guriță de cafea. Vă doresc o zi minunată, o săptămână productivă. Și nu uitați, diseară o să public modelul numărul, mă uit la număr, deci încurc numerele. Modelul numărul 48 din seria 100 de modele de croșetat. Și să știți că o să continuăm. Cred că până la toamna următoare o să terminăm și noi această serie 100 de modele de croșetat. Sănătate, să fiți voioase, norocoase și toate cele bune. Ne auzim miercuri, da? Miercuri la cafeluță, pupici!